bună, dragilor! Mă bucur să ne revedem la o nouă rețetă din Christmas Edition de pe canalul de YouTube. Astăzi o să facem împreună ceva ce sunt convinsă că toată lumea vrea să bea în sezonul rece, și anume vin fiert. Există nenumărate variațiuni ale acestei rețete, se face pe tot globul pământesc. Eu astăzi o să vă prezint o rețetă care mie îmi place foarte mult. Haideți să vedem de ce vom avea nevoie. Pentru rețeta de astăzi o să folosim 500 ml de vin roșu. Vă recomand pentru vinul fiert un vin roșu sec. Încercați să evitați cel demi-dulce sau dulce, pentru că acesta este cel potrivit pentru vinul fiert. Apoi o să punem miere. Bineînțeles, se poate pune și zahăr, dar eu prefer să folosesc miere. Mierea variază în funcție de cât de dulce vă place vouă să fie vinul. Noi o să folosim aproximativ 50 de grame, câteva batoane de scorțișoară, puișoare și nucșoară. Cum v-am mai zis, puteți adăugați și ghimbir ras sau piper sau oregano. Există nenumărate variante ale acestei rețete, dar noi astăzi o să o facem pe aceasta și, bineînțeles, să nu uităm de o portocală. Vom pune într-o oală în care dorim să fierbem vinul, mierea cu toate condimentele și cu zeama de la o portocală. Lăsăm până când obținem un sirop mai gros, după care vom pune deasupra vinul. Vinul, dacă este prea tare, puteți să lăsați să fiarbă un pic, pentru că o să mai elimine din alcool. Dacă vă place așa cum este, aduceți-l până la punctul de fierbere și apoi opriți focul. Amestecăm ușor și lăsăm vinul să se fierbânte și apoi tot ce trebuie să facem este să-l saturăm. Cât lăsăm vinul la fiert, o să tai câteva feliuțe de portocală ca să urnăm la final paharele. Aici miroase ceva de vis. O să-l iau și să-l dăm în pahare, după care îl decorăm și îl savurăm. Iată că am ajuns și la finalul rețetei de astăzi. Am făcut împreună vin fiert. Dacă v-a plăcut și această rețetă, vă invit să vă abonați la canalul meu de YouTube și, bineînțeles, să împărtășiți rețeta cu persoana cu care v-ar plăcea să o savurați. Sărbători fericite, un Crăciun minunat și cât mai multe seri cu vin fiert lângă șemineu vă doresc! Wow, ce bun e!